Bună ziua, bine v-am găsit la Șifonierul cu Whisky. Astăzi vom vorbi despre o distilerie mai puțin populară în afara Marii Britanii, să-i spunem. Nu foarte multă lume știe de această distilerie. Este o distilerie, singura distilerie care se află pe insula Mull. Intră, din punct de vedere al categorisirii, în categoria insule, în ceea ce privește single malturile scoțiene. Insula Mull se află la sudul insulei Skye, care e cunoscută pentru distileria Talisker, și la nordul insulei Islay, care e regiune propriu-zisă în ceea ce privește single maltul în Scoția, cunoscută pentru întreg arsenalul de distilerii de acolo. N-are rost să le număr, să le prezint acum, să le înșir. Este vorba de distileria Tobermory. Nu multă lume a auzit de această distilerie. O distilerie care produce două branduri, și anume Tobermory Single Malt și Lecceg Single Malt, sau Lecceg, cum pronunță unii în funcție de zona Scoției. Unii pronunță Lecceg, alții pronunță Lecceg. Are dublă pronunțare. Care e diferența între aceste două branduri la o singură distilerie? Tobermory este un single malt marin, floral, un pic de tot afumat, o mică nuanță. În schimb, Lecceg-ul este un heavy peated, adică un stil, un whisky, un single malt stil Islay. Foarte asemănător cu whisky-urile din Islay. Astăzi vom vorbi, dăm la o parte, nu că sunt începute puțin, că mi-am luat niște notițe, pentru că filmare, episoadele le trag unul după celălalt și o să apară Tobermory acum și săptămâna viitoare sau peste 5 zile, nici. Vorbim acum despre Tobermory. Chestia asta o vedeți cu mai multe branduri la o singură distilerie, la bourbon-uri de nu se poate, la whisky-urile irlandeze de nu se poate, la single malturi nu prea există o singură distilerie cu mai multe branduri. Ba, există, de exemplu, la distileria Springbank, Springbank-ul clasic, Long Row de la Springbank, care este heavy peated, și Hazelburn de la Springbank, care este triplu distilat și dulce și light, și ca să facă o distinție. De asta se dau alte nume. Sau la Edradure aveți Ballachin, care este afumat. Am încheiat subiectul ăsta. Ce urmează? Hai să vorbesc puțin despre istoria. Data, în episodul următor, o să vorbim puțin despre insulă și insula Mull și că atunci vor fi mai puține de spus. Acum va trebui să încep cu istoria distileriei și se aglomerează și durează prea mult episodul. Orașul Tobermory a fost fondat în 1788 în insula Mull, oraș pescăresc. Insula Mull acum, în zilele noastre, are doar 2800 de locuitori, iar orășelul Tobermory, cea mai importantă locație în această insulă, portul practic și viața acestei insule, are în jurul a 1000 de locuitori. Insula, de fapt orășelul Tobermory, a fost înființat în 1788 pentru că, da, locație, apele din jurul insulei Mull sunt foarte bogate în pește oceanic, pește marin, și normal ai nevoie, la vremea respectivă era nevoie de ce să nu construim un port pescăresc aici, și au construit în 1788 Tobermory. Și normal, fiind port pescăresc, ce înseamnă port pescăresc? Înseamnă mulți bărbați în această locație, pentru că pescuitul este muncă masculină, muncă bărbătească. Ce înseamnă asta mai departe? Distilerie. Avem nevoie de whisky pentru acești bărbați. Și așa a apărut distileria Tobermory, care s-a construit în 1798
La 10 ani după după înființarea orașului port pescăresc Tobermory. Inițial, distileria nu a avut numele de Tobermory, ci s-a numit Liceic. Așa, ăsta a fost numele distileriei inițial, în 1798. Liceic. Deci, distileria s-a numit Liceic în 1798. Este a cincea distilerie ca vechime din Scoția, prima fiind Glentoret, sau Glentaret în 1775. Mă refer la cele care încă funcționează, care încă sunt active. Că ori mai fost altele mai vechi, pe la 1701, 1000, nu știu, nu mă interesează, sunt moarte. Eu vorbesc ceea ce există acum. Glentaret este cea mai veche din Scoția, în 1775 și poate și cea mai veche din lume, nu se știe exact. Vă dați seama, înaintea Revoluției Americane din 1776. Rămâi așa tâmpit câteodată. A doua ca vechime este Bowman, 1789. A treia este Oban, despre care am vorbit de zilele trecute, 1794. A patra ca vechime este Glengarry, în 1797. Unul din primele noastre review-uri a fost la Glengarry de 12. Și a cincea ca vechime este Tobermory, inițial Liceic, 1798. Culmea, distileria a fost fondată în 1798, gata să producă, stop, i s-a spus stop. No, Marea Britanie este în război cu Franța, războaiele napoleonice, nu ne permitem ca tu să faci whisky. Chiar dacă ai fost construită, avem nevoie de orz pentru mâncare, deci nu ne permitem whisky. Dar dacă tot ai construit-o, fă bere. Și tot ai cereale, fă bere. Și au făcut bere până în 1823, după ce au făcut bere. Că berea n-ai aliment. Na. Dacă tot ai făcut-o, fă măcar bere, dar nu whisky, nu ne permitem whisky. Berea ieftină, o cumpără lumea. Deci, și în 1823, după cum am spus în episoade mai vechi, parcă la Lancet am spus, nici nu mai știu când am spus, de legea din 1823, până atunci orzul, malțul pentru whisky, malțul pentru bere, nu era taxat de Imperiul Britanic. În 1823 a început să fie taxat și și-a reluat activitatea, a început practic să producă whisky distileria Liceic, adică Tobermory, în 1823, când s-a pus taxă pe malț. La scoțieni, pentru că la irlandezi, când am vorbit despre Pale Ale, v-am spus că irlandezilor li s-a pus taxa pe malț mai devreme, în 1789. De-aia au fost obligați, din cauza vicisitudinilor, să inventeze single pot still-ul, adică să bage orz nemălțuit la distilare. Am explicat asta. Am uitat să spun de cine a fost construită distileria, de John Sinclair. Să-i spunem numele, totuși. A trecut prin 14.000 de mâini. Distileria n-a avut o conducere concretă, s-au tot schimbat proprietarii, a avut momente de întrerupere, apoi de reluare a activității, până în 1930, când Caput și-a închis porțile de tot. Da, după prohibiția din Statele Unite, apoi primul război mondial, prohibiția din Statele Unite, apoi când să-și reia activitatea, a început cel de-al doilea război mondial, apoi refacerea după cel de-al doilea război mondial. Deci în 1930 până în 1972, când și-a reluat activitatea, odată cu popularitatea whisky-ului. Hai să și pun, că am și uitat să pun. Din 1972 până în 1979 a funcționat din nou. În 1979 iar și-a închis porțile până în 81. Apoi și-a reluat activitatea din 81 până în 89 și în 89 caput de tot. Acum iar vă plictisesc. 2 ani a stat iar pe bară, părăsită de data asta de tot, cum s-ar spune. Și atunci a intrat pe felie mica corporație, micu, nu corporație, nu poate fi numită corporație, micu grup, Burn Stewart.
Și a cumpărat această distilerie, Tobermory. Am uitat să spun că în 1972, când și-a reluat activitatea după 42 de ani, a apărut cu numele de liceic, numele ei clasic, și anume cu numele Tobermory, pe care îl poartă și în ziua de astăzi. Și a cumpărat Bun Stewart, acest mic grup, a cumpărat-o cu 800.000 de lire, 600.000 de lire distileria propriu-zisă, 200.000 de lire sterline, ce avea în depozit, butoaiele, stocul. 800.000 de lire per total, nu exista euro atunci. În dolari, la vremea respectivă, ar fi venit 1,5 milioane de dolari. Cu inflație în ziua de astăzi, raportând prețurile de atunci și la cursurile de atunci, la inflația în ziua de astăzi, ar veni undeva la 4 milioane de euro în ziua de astăzi. A fost cumpărată de micul grup Burn Stewart. Nu este o sumă mare, dar având în vedere că este o distilerie destul de mică și era în paragină, prețul, na, a fost bun, zic eu. Atunci, totuși, să ne gândim, în 1991, single malt-ul nu avea popularitatea pe care o are astăzi. Ce mai e interesant de spus despre această distilerie este că are 8 cazane și am înțeles că o să-i facă, am văzut pe Facebook, cred că ieri sau alaltări, au mai la distileria Tobermory, încă două mai sunt puse, încă un oaș și încă un cazan de oaș și încă un cazan de spirit. Dar eu spun, încă n-au fost date în funcțiune. Sunt 8 și mă întrebați cum o distilerie cu o capacitate mică are 4 perechi. Două oașuri, două oașuri, două spirit, două spirit. Deci patru perechi, câte două perechi. Pentru că sunt două branduri. Unul Marin Floral, unul Heavy Peated. 6 luni e produs Tobermory ăsta, pe an. 6 luni pe an este produs liceul. Am zis așa, ca să știți, să vă amintesc. Am uitat să spun de ce sunt astea puse aici, că mi-am adus aminte. Burn Stewart, corporația, grupul de care deține Tobermory și Liceigu, adică distileria Tobermory, mai deține Bonahabanu din Islay și Dinstanu din Highlands. Și când am cumpărat cutiile astea acum câteva luni, îi spuneam Otiliei, mă, 46,3%, 46,3%. Apoi, după ce am cumpărat miniaturile acum câteva luni, de-abia azi le-am deschis, dar le aveam prin șifonier de câteva luni, 46,3, 46,3. Eu, la vremea respectivă, neștiind că aparțin din același grup, Burn Stewart, le-au pus pe toate la 46,3. O chestie interesantă. Tobermory își ține butoaiele la maturat în depozitul de la Dinston, de la distileria Dinston, având depozitul mai mare, distilerie soră, na, fiind surori din același grup, își pot permite chestiile astea. Și le trec din insula Mull cu vaporul, ajung, apoi le cară cu tirurile sau cu ce naibii le cară, până la distileria Dinston din Highlands. Ok, toate bune și frumoase. Deci, în 1991, Burn Stewart a cumpărat Tobermory. Erau bune și frumoase lucrurile. Până în 2002, când Burn Stewart a fost luat de o mega corporație din Trinidad Tobago, din Caraibe. Corporația asta are hoteluri, are lanțuri hoteliere, are posturi de radio, are lanțuri alimentare, are lanțuri de băuturi carbogazoase, până și dulcegăria aia de rom, Angostura, parcă așa se numește, Angostura, este a lor. Și au luat în 2002, au cumpărat Burn Stewart cu 49 de milioane de lire sterline în 2002, 49, toate. Deci, Dinston, Bunahaben și Tobermory și Liceigo au devenit ale lor. Și atunci a intrat într-un cont de umbră Tobermory. Tobermory ajunsese să fie asociat cu Jura de 10 ani, care încă are statutul de 10 ani, Tobermory de 10 sau Jura de 10 ani, dacă erai în Marea Britanie și te duceai la o petrecere de Revelion sau de Crăciun sau nu știu, o petrecere și te duceai cu un single malt-ul de Tobermory de 10 ani sau Jura de 10 ani, erai considerat scârțanul petrecerii,
că ai venit cu cel mai ieftin single malt. Nu că ar fi fost nasol la vremea respectivă Tobermory de 10 sau Giurancă este lipsit de personalitate. Și de asta spun, acea corporație din Trinidad, Tobago, i-a lăsat de dezinteres total, n-au înțeles cum funcționează scașurile, n-au știut să comunice cu Burn Stewart și a intrat într-o perioadă, din punct de vedere calitativ, prost grupul Burn Stewart. Până în 2012, când Burn Stewart a fost vândut de Trinidad, de ăștia din Trinidad, Tobago, am uitat să spun numele lor, parcă CL Financial, parcă așa era numele, un nume tâmpit, absolut comun, CL Financial sau ceva genul ăsta, și au vândut acest grup, deci l-au luat cu 49 de milioane Burn Stewart și l-au vândut unor sud-africani, grupul Distel sau Distel, nu știu exact cum se pronunță, un nume ciudat, cred că Distel, au vândut grupul Burn Stewart cu 160 de milioane de lire sterline. Deci l-au luat cu 49 și l-au vândut cu 160. L-au ținut 10 ani, nu l-au băgat în seamă. Dar de ce a crescut prețul de 3 ori? Pentru că una era single malt în 2002 și alta era single malt în 2012. Am uitat să spun că din Burn Stewart, grupul acesta, Dinston, Bonhaven, Tobermory și Lecheg, mai face parte și Blended Scotch-ul Black Bottle, care se găsește și la noi, e undeva la 85-90 de lei sticla, este afumat, nu mai este ce a fost odată, nu am băut, dar așa se spune că nu mai este ce a fost odată, se bagă din Tobermory în el. Acest Black Bottle a avut anii de glorie în perioada interbelică, în primul război mondial, e și o poveste legată cu germanii, că germanii practic au stabilit în primul război mondial, că nu o să ajungem la Black Bottle, dacă o să avem un design, mă refer, Germania au stabilit și care a fost povestea altă dată, când o să avem o sticlă de Black Bottle. Acum, hai să trecem la sortimente, că v-am amburit destul. Există sortimentul de 10 ani. De ce am doar miniatura? Pentru că sticla mare la noi nu se găsește, Liceigul se găsește, dar la Liceigul o să vorbesc, că acum vorbesc. Tobermory de 10 ani la noi nu se găsește. S-a găsit la un magazin, dar mi-l dădeau ăia cu 2.480.000, când prețul lui în străinătate e undeva la 39-40 de euro sticla, adică 1.900.000, mai mult de 1.900.000, 2 milioane nu trebuie să coste. Bye bye, ăia l-au și scos între timp din rafturi. Mi-am luat miniatura, am găsit-o cu noroc undeva. Și între timp a apărut sticla mare, se găsește doar într-un singur loc la noi în țară, cel puțin așa am văzut eu. Se găsește doar într-un singur magazin la un preț acceptabil de data asta, 2.130.000, adică mult mai aproape de prețul lui real, care nu trebuie să depășească 2 milioane. Există acest Tobermory în ex-bourbon, maturare simplă, 46,3% alcool, nefiltrat la rece, necolorat, 10 ani, vedeți? Și-a putut lăsa culoarea, nu este foarte maroniu, o să facă Otilia, se văd picioarele, nu este, pentru că au trecut 10 ani, cam așa trebuie să treacă cel puțin 10 ani ca să obții o asemenea culoare. De-astea la 5-6 ani sunt colorate, 7 ani. Când vedeți whisky la 3 ani, blended scotch, culoare închisă, știți din prima că e colorat, în 3 ani nu poți obține o asemenea culoare. Mai există varianta Tobermory de 12 ani, tot 46, toate sunt necolorate, toate sunt nefiltrate la rece de la Burn Stewart. Deci tot ce vedeți și aici, Dinston, Bonhaven, deci nu mai are rost să mai spun necolorat, nefiltrat la rece, toate, deci toate sunt, asta e trăsătura de bază a distileriei Tobermory și a grupului Burn Stewart. Pune distileriile să nu filtreze la rece, să nu coloreze. Deci absolut integru grupul ăsta. Tobermory de 12 ani, tot așa, 46,3. Ar veni, nu se găsește la noi, dar ar veni undeva la 2.300.000-2.400.000 dacă ar fi prezentat la noi. Ce are interesant, are o dublă maturare, ex-bourbon și butoaie virgine de stejar european. Deci în ex-bourbon și în butoaie noi. A fost și sortimentul de 15 ani, care avea finish în sherry. Din păcate a fost scos din continuitate și a fost înlocuit cu cel de 12 ani. Dacă vă duceți la... mai există Tobermory de 42 de ani,
interesant, dacă aveți 2500 de euro, scoateți la 47,7% alcool, cu a stat tot timpul în butoaie de sherry, deci 42 de ani numai în butoaie de sherry. 42 de ani, 2500 de euro, cam așa costă whisky-urile de peste 40 de ani, peste între 1000 și ceva și ajung la câteva mii. Ăsta la 2500 costă cam mult la 42 de ani, dar totuși e Tobermory, adică raritate. Distilerie care nu are multe sortimente, nu are multe lucruri, găsiți doar la independenți chestii mai ieftine, că dăm mult la îmbuteliatori independenți. Dacă vă duceți la distilerie, găsiți și alte două sortimente pe care le găsiți numai la distilerie. Tobermory de 12 ani la cask strength 55,1 cu finish în butoi de sherry fino, butoaie super premium, undeva la 110 lire sterline. Mare prețul, să dai 5 milioane și jumătate pe 12 ani, e mult după părerea mea. Nu mă interesează că e cask strength și nu mă interesează că are finish-ul nu știu ce butoaie fino. În schimb, la distilerie mai găsiți sortimentul de 17 ani, tot cask strength, 55,6% alcool, cu finish în butoi în finish butoiului de vin portughez Madeira. La același preț 110 lire. E da, aici se schimbă lucrurile. 17 ani cask strength finish în Madeira, ăsta își merită banii, după părerea mea. Hai să trecem la whisky, că v-am aburit 20 și ceva de minute. Acum hai să trecem la whisky. Oh, Ce miros. Un miros foarte complex pentru un whisky de 10 ani. Cidru de mere. Te izbește prima dată miros de afumătură, dar apoi ce e interesant, vă lovește mirosul de pit din prima și vă ziceți, a, pit. Și apoi imediat se duce pitul și vine cidru în spate, cidru de mere, terci de cereale dulci, de musli. Nici urmă de alcool, piper, ananas și ușor banane. Un miros foarte complex pentru ceva de 10 ani. Mă grăbesc acum că am vorbit mult și nu stau la lălele acum că lungesc episodul. Aole. Dulce. Cremos. Untos. Miere. Puțin turbă, dar în spate puțin. Cred că are undeva la 10 ppm, poate 12-13 ppm unități de afumătură, deci nu se poate numi afumat, dar are o dâră de afumat. Coajă de portocale. Foarte mălțos. Foarte mălțos. Foarte mălțos. Finish mediu spre lung. Ușor amar spre final, dar acoperit de dulce și de malț. Ăsta e un whisky mare, repet, dacă aveți bani și dacă îl găsiți, luați-l cât puteți, pentru că nu e pentru începători. Deci, cei care au câteva 10-15 single malturi băute, nu e pentru ei. O să vă inducă în eroare 10 ani și ziceți, a, 10 ani? Păi hai că e tânăr. E tânăr, dar e ultra complex. Deci nu este pentru începători. Cineva care a băut la viața lui câteva, cel puțin câteva 10 de single malturi, 30-40 de single malturi, doar atunci se poate atinge de acest Tobermory. Pentru că sunt prea multe nuanțe în el, nu e simplu. Vă induce în eroare acel 10 ani. Dar am băut whisky-uri de 18 ani care nu aveau nici pe departe complexitatea asta. O minunăție. Ca notă, 91. Luați-l dacă îl găsiți. Vă spun sincer. Ce?
A, se prescoate, mi-a făcut semn, scuze, mă rog să nu-l să-mi vadă. Papa pe data viitoare.